Bună ziua, prieteni! Astăzi, 1 iunie, vom citi canonul de rugăciune către Sfântul Mucenic Iustin Martirul și filozoful al altui mucenic Iustin și a celor împreună cu dânsii. Mucenicii tăi, Doamne, într-un nevoințele lor cu nunile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins, zdrobit au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Veniți, popoarelor, să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Celui ce a despărțit marea și a trecut pe poporul pe care l-a izbăvit din robia egiptenilor, că s-a prea slăvit. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Fiind împodobiți cu lumini mucenicești mucenicilor, stați înaintea divanului celui curat al stăpânului tuturor, dându-ne nouă dezlegare păcatelor. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Binecredincioșii apărători ai adevărului, nevoindu-se înaintea divanului celui tiranic, cu un gând au surpat înșelăciunea lui Veliar, prin puterea Duhului, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Binecredincioșii, mari mucenici, prin chinuitori, prin bătăi și prin scârbe, au câștigat împărăția lui Hristos, întru care viețuiesc acum, purtând cununi, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce ești bogat într-o milă, vrând să mântuiești zidirea mâinilor tale, te-ai sălășuit în pântecele fecioarei celei neispitite de bărbat și pe dânsa o ai arătat apărătoare a noastră. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Având sfinte mucenice Iustine, în inima ta pe Hristos întărire, vitejește ai stat împotriva judecătorului celui fără de lege, care îți poruncea să faci cele fără de lege. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ceată luminată de Dumnezeu, ostași de Dumnezeu aleși, popor sfânt al sfinților mucenici, adunându-vă acum ați biruit cu trupul pe vrășmașii cei fără de trup. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Mucenicii cei mari la suflet, dându-și trupurile la chinuri, se veseleau, văzând mai înainte desfătarea cea veșnică, slava și strălucirea cea viitoare, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fără sămânță, ai zămislit în pântece pe Dumnezeu și în chip de negrăit l-ai născut întrupat, pe acel la care nici nu îndrăznesc a privi puterile cerurilor, pururea fecioară. Întărește-ne pe noi întru Tine, Doamne, Cel ce prin lemn ai omorât păcatul și frica Ta o sădește în inimile noastre, ale celor ce Te lăudăm pe Tine. Auzit-am, Doamne, auzul rânduielii Tale și Te-am prea slăvit pe Tine, unule iubitorule de oameni. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. De pătimirile lui Iustin și ale lui Hariton și ale Harietei și ale lui Peon s-au spăimântat cetele îngerilor. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Trupurile care erau zdruncinate cu chinurile prilejuiau vitejilor dumnezeiasca fericire. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Stăpânitorii Întunericului s-au spăimântat de bărbăția lui Evelpist și a lui Ierax, a mucenicilor celor nebiruiți, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rugăm-te, preacurată, ceea ce ai zămislit pe Dumnezeu fără sămânță, să te rogi pururea pentru robii tăi. Dătătorule de lumină și făcătorule al veacurilor, Doamne, într-o lumina poruncilor tale povățuiește-ne pe noi, că afară de Tine, pe alt Dumnezeu, nu știm. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.
umplându-te de Dumnezeescul Duh, ai necat duhurile viclenirii, celei rele în păraiele sânguirilor tale, Iustine, foarte tare pătimind, fericite mucenice! Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Cea cu numele de dar s-a făcut plină de har dumnezeiesc și, uitându-și neputința femeiască, cu adevărat a pătimit după lege și s-a învrednicit de slavă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fiindu-ți sufletul plin de har, prin mărturisiri sfințite, ai stins răutatea vrăjmașului celui vechi, pătimitorule Hariton, podoaba cea cinstită a dumnezeieștilor purtători de chinuri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ție, celui ce ai născut pe Hristos, ziditorul a toată lumea, strigăm, bucură-te, preacurată, bucură-te ceea ce ne-ai răsărit nouă lumina, bucură-te ceea ce ai încăput pe Dumnezeu cel neîncăput. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Primind chemare din cer, asemenea cu dumnezeiescu Pavel și alergând călătoria cea dreaptă, foarte bine ai săvârșit nevoințele muceniciei de Dumnezeu înțelepțite. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Trecuteați noi anul neînviforat al chinurilor prin o cârmuire dumnezeiască și ați ajuns către limanul cel lin al împărăției lui Hristos, mucenicilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ca niște stele nerătăcite, luminând la întărirea cea cinstită al bisericii, luminați toată lumea cu strălucirile patimilor voastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Neispitită de bărbat ai născut, fecioară, și în veac petreci, fecioară, arătând semnele dumnezeirii celei adevărate ale Fiului și Dumnezeului tău. Într-o adâncul greșelilor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii tale, cel neurmat, din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă! Cu înțelepciunea dumnezeieștilor tale cuvinte, Iustine, toată biserica lui Dumnezeu înfrumusețându-se prin strălucirea vieții, luminează lumea, iar pentru vărsarea sângelui, primind cunună și înaintea lui Hristos stând împreună cu îngenii, roagă-te neîncetat pentru noi toți. Chipul cel de aur în câmpul de ira fiind cinstit, cei trei au defăimat porunca cea fără de Dumnezeu și fiind aruncați în mijlocul focului, răcorindu-se au cântat. Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri, sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Uscând adâncimea șelăciunii, cu râul sânguirilor, ați izvorât mucenicilor izvoare de minuni, cu care stingeți jăratii cu patimilor celor rele, celor ce totdeauna strigă, bine ești cuvântat, Dumnezeu părinților noștri! Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Cu înțelepciunea lui Dumnezeu fiind împodobit înțeleptul Iustin, filozofia elinilor prin dar au dovedit ca nebunie, plecând pe aceea să se închine treimii, cu dreaptă credință strigând, bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu foc, ca focul dumnezeieștii dragoste veștejește ați ars înțelepților materia răutății și ca niște luminători strălucind, ați luminat inimile tuturor celor ce cu credință strigă, bine ești cuvântat, Dumnezeu părinților noștri, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, te vedea mai înainte Moise, în muntele Sinai, rug arzând, preacurată, care ai purtat fără de ardere strălucirea cea de nesuferită a ființei celei negrăite,
din care una din sfintele ipostase s-a împreunat cu trupul omenesc. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Purtătorilor de chinuri ai Domnului, cu tărie fiind lămuriți ca într-un cuptor cu focul chinurilor, dumnezeiește a strălucit cu adevărat mai mult decât aurul, strigând și lăudând pe Hristos în veci. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, împreună cu Iustin cel înțelept, să fie lăudați Harita, Peon, Hariton și Marele Ierax, împreună cu Valerian, cei ce prin pătimire au micșorat înșelăciunea și s-au împreunat cu cetele îngerilor. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Sârguindu-vă către viața cea veșnică, înțelepților, vitejește v-ați plecat toți grumajii la sabie într-o unire a sufletului, mucenicilor, aducându-vă pe voi înșivă ca niște jertfe lui Dumnezeu, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Purtând în pântece pe Hristos, mirul cel deșertat pentru noi ai umplut de bună mireazmă lumea cu mirosuri insuflate de Dumnezeu. Pentru aceea strigăm ție, născătoare de Dumnezeu, bucură-te și prea înălțăm pe Hristos în veci. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și prea înălțându-l pe dânsi întru toți vecii. Pe Dumnezeu, cel ce s-a pogorât în cuptorul cel cu foc al tinerii evreiești și văpaia în răcoreală o a prefăcut, ca pe Domnul lăudați lucrurile și îl prea înălțați întru toți vecii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Luminându-vă cu slava dumnezeiască, a stopit gerul înșelăciunii, vitejilor pătimitori, și făcându-vă părtași patimilor celor sfinte ale celui ce a luat trup pentru noi, împreună cu dânsul vă veseliți în ceruri, în veci. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu adevărat s-au mirat îngerii de înțelepciunea lui Iustin, de bărbăția Haritei, de îndrăzneara lui Hariton, de luptele cele vitejește ale lui Peon și ale lui Ierax și de răbdarea cea multă a lui Valerian față de chinuri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ca pe un car dumnezeiestuindu-vă strălucit, pe sânguirile voastre, cu bucurie v-ați suit la cerul și ați luat din mâna cea purtătoare de viață, cu unile biruinței neîncetat rugându-vă pentru noi, înțelepților, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fiul cel mai înainte de veci, cel fără de început cu Tatăl, întrupându-se din preacuratele sânguirile tale, ca soarele s-a arătat nouă, Maică preacurată, nenuntită și gonind întunericul, a luminat toată lumea. Pe Dumnezeu cuvântul, cel din Dumnezeu, care cu negrăită înțelepciune a venit să înnoiască pe Adam, cel căzut rău prin mâncare într-o stricăciune, din Sfânta Fecioară în chip de negrăit întrupându-se pentru noi credincioșii, cu un gând într-o laude să-L slăvim. Iustin, Hariton, Peon și Evelpist, Harita și Ierax și Valerian, luminătorii cei luminoși care luminează marginile pământului cu luminile pătimirilor, să fie lăudați de toți cu glas mare, pentru că se roagă lui Hristos să ne mântuim noi. Înfricoșătoarea minune a zămislirii și chipul cel de negrăit al nașterii, întru tine s-au cunoscut cu adevărat, o pururea fecioară. Îi înspăimântează mintea și mi înfricoșează gândul, născătoare de Dumnezeu, slava ta cea întinsă tuturor, spre mântuirea
sufletelor noastre. Cu crucea Fiului Tău, ceea ce ești de Dumnezeu cu daruri dăruită, toată rătăcirea idolească s-a pierdut și puterea demonilor s-a călcat. Pentru aceasta, noi credincioșii, după datorie, totdeauna te lăudăm și te binecuvântăm și, născătoare de Dumnezeu cu adevărat, mărturisindu-te, te mărim. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Doamne ajută, prieteni, să ne regăsim cu bine și sănătate și la alte filmări.